Înscrierea candidaților la prima sesiune a examenului de bacalaureat din acest an a început luni și se va finaliza pe data de 4 iunie, în aceeași zi în care se vor încheia și cursurile pentru clasele a 12-a și a 13-a. Potrivit calendarului de examen afișat pe site-ul Ministerului Educației, probele scrise la examenul de bacalaureat încep pe data de 28 iunie cu limba și literatura română, urmată pe 29 iunie de proba obligatorie a profilului. Pe 30 iunie, proba la alegerea profilului și specializării și 1 iulie la limba și literatura maternă. Afișarea primelor rezultate este programată pentru data de 5 iulie până la ora 12, iar contestațiile pot fi depuse în aceeași zi, în intervalul orar 12-18. Pe 9 iulie vor fi afișate rezultatele finale. A doua sesiune a examenului de bacalaureat este programată să înceapă în 16 august. Anul acesta, probele de evaluare a competențelor la examenul național de bacalaureat vor fi echivalate și recunoscute în urma adaptării de către executiv a unei ordonanțe de urgență pentru instituirea unor măsuri privind buna funcționare a sistemului de învățământ.